câine. Mai multă. Pe câine, câine. Păi vă salutăm, distinși consumatori de vlog, ONSCN. În vlogul de astăzi, soția o să gătească ceva delicios pentru Noel, dar și pentru mine. Ce mă stăt acolo? Mănâncă jucăria asta. Tati, așteaptă că urmează ceva delicios. Pe scurt, urmează, astăzi dau asta puțin mai încet. Pe scurt, urmează să gătesc niște pancakes pentru Noel. Este prima dată când îi fac pancakes, asta pentru care astea sunt clătite. Clătite americane, americane. Exact, așa, bun. Exact. Și o să fac o rețetă baby friendly care se face super rapid, vă trebuie puține ingrediente pentru adică, că... adică o rețetă prietenoasă cu copiii. Eu sunt păruteanul acestui vlog, așa. Exact. O rețetă care să fie prietenoasă cu copiii și care se face rapid pentru că noi așa, noi oamenii nu avem timp. Și pentru că suntem acasă și suntem într-o ușoară izolare, urmează să plecăm în vacanță și am zis că încercăm să limităm pe cât posibil. Pe cât posibil ieșirile din casă. Asta pentru că nu vrem să luăm pe COVID-el. Exact. Având în vedere că plecăm în vacanță și trebuie să ieșim negativ la test, că altfel nu mai plecăm în vacanță. Exact. O să fac o comandă pe Bringo. Pentru că e rapid, vine comanda imediat și practic stau pe cap până fac și comanda, adică nu fac nimic altceva. Distinși consumatori, trebuie să vă zicem că acest clip este făcut în colaborare cu oamenii de la Bringo. Propun să înceapă acțiunea și să vedem cum reacționează Noel când va mânca clătite americane. Și, pancakes! Și trebuie să vă mai spun ceva. Imediat o să plasez comanda și vreau să vă spun că cei de la Bringo au un concurs super fain prin care puteți să câștigați 3 vouchere a câte 500 de lei și un an de livrări gratuite în Bringo. Mă pun să pun comanda și vă spun exact ce trebuie să faceți. Mă ajuți? Mă ajuți să pun comanda pe Bringo? O să avem nevoie de banane pentru rețeta asta. Uite aici, punem frumos banane. O să avem nevoie de mere, dar vreau să văd acum... Tăiat biscuiții mei și Noel mănâncă ambalajul biscuiților. O să iau mere, uite, mere Florina România. O să iau 2 mere, că ne ajung. Așa, pentru noi vreau să iau niște afine. El încă n-a mâncat afine. O să avem nevoie de făină integrală, dacă găsesc. Să așa facem în Champions League? Unde e jucărie? Unde e jucărie? Hai! Așa, mă. Da, la tine în mânuță. Hopa! Ia să vedem. Gata. Am pus aici în deci coș. Am luat banane. Mere, afine, făină integrală, niște lapte, iaurt, praf de copt, mai multe chestii am luat. Au, mama, au! Da. Plasez acum comanda și imediat vă spun ce trebuie să faceți ca să câștigați premiile de care v-am spus mai devreme. Imediat, livrator acasă, bineînțeles! Mă scuzați, cineva avea un cadou motănesc. Mă scuzați, doamne și domnule, cadou motănesc de cea mai bună calitate. Cum să faci, mă, tata, tu așa, mă, cadă motănesc iubirea mea. E acum în picioare, da? Deci uitați-vă la el. Și de noi aici e echilibristic, îl ții cu mâna, cu piciorul. Asta, tata, ia. Ce facem noi? Iubirea mea. E încă puțin și o să mergi perfect în picioare, să vezi. Și am plasat comanda. Așa. Și rămăsesem datoare cu informațiile legate de concurs. Ca să participați la concursul cu un an de livrări gratuite în Bringo sau unul dintre cele 3 vouchere de 500 de lei fiecare, prin care puteți să vă cumpărați ce vreți voi pentru gătit. Trebuie să plasați o comandă. Sau orice altceva. Da. Așa. Trebuie să plasați o comandă pe Bringo de minim 149 de lei. Iar la pasul final, unde este partea de plată, în secțiunea de voucher, o să vă arăt imediat. Adică aici facem o simulare, după cum observați Bulevardul Primăverii, da? Te duci frumos la voucher, dai adaugă cod și... Trebuie să scrieți concurs 2022 și sunteți înscriși automat în cursa pentru un an de livrări gratuite sau cele 3 vouchere de a câte 500 de lei. Și au venit cumpărăturile. Au venit atât de repede încât când a sunat... Nu știam ce cu ele. Da, a sunat băiatul la ușă și l-am întrebat de unde ne iesc de la Bringo și m-am gândit că ne-au trimis oamenii de la Bringo ceva cadou. Știi? Da, a venit. Da.
Ce se întâmplă acolo? Vrei și tu? Păi da, că acum le face. Hai, vino la mine să te țin în brațe, să fii și tu. Parte din acțiune. Tata. Ce fă, tata? Cât timp eu m-am apucat să pregătesc ingredientele, să le aranjez pentru filmare, ăștia doi se distrează, n-au nicio treabă. Deci, și-a pus capul, nu știu cum se explica, era pe la urechea mea aici și-mi țipa în urechea. Uite, mă trage de urechea. M-am apucat să pisez banana și banana. Domnul soț a zis că să facem și pentru noi tot la fel. Păi n-ai eu să muncești de două ori. Hai să vedem. Dacă cu la urmă ce faci pentru noi, ar trebui să fie super bun, nu? Da, doar că nu are zahăr ce fac pentru noi. Adică singurul zahăr este zahărul din fructe, adică fructoza. Vrea camera. Mai puține calorii ca să nu ne îngreșăm, să arătăm bine în vacanță. Exact. Doamnelor și domnilor, trebuie să vedeți ce se întâmplă aici. Deci asta se întâmplă aici. Da. Deci cadrul motănesc, în timp ce motanul merge calul. N-am apucat să vă spun ingredientele. Pentru o porție pentru bebeluș. Deci eu o să o dublez. Aveți nevoie de o banană coaptă, un măr tatri răzătoare, două linguri de făină. Poate să fie făină albă sau făină integrală. Eu am ales să fac cu făină integrală, că e mai ok pentru bebeluș. Așa. Un ou. Și un vârf de scorțișoară, dacă vreți, nu este obligatoriu. Deci noi dublăm. Ce ai zis tu, noi dublăm, da? Da, am aici două banane, aici un măr, urmează să-l curăț și pe ăsta de coajă. O să pun 4 linguri de făină, două ouă, astea le dau la o parte. Deci da, dublăm, da. Ok. Da. Mă duc să stau cu ochii pe șeful. Ideea e că după ce radeți mărul, trebuie să-l luați un pic, să-l stoarceți de zeamă, nu foarte mult. Pentru că dacă lăsați așa, o să-și lase sucul în tigaie și o să iasă o ciorbiță. Doamne, uitați-vă! Da, tati, de tine vorbim. Deci aici am așa, măr, banană, ou și aici am făina integrală, 4 linguri de făină integrală cu puțină scorțișoară. Și acum să torn pur și simplu partea umedă, cum s-ar spune, peste ingredientele uscate și amestecăm. Din ce am citit eu pe internet unde am găsit rețeta, trebuie să aibă consistența unei smântâni, așa. Așa trebuie să fie. Între timp a văzut că e aici agitație și vine încet, 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 ca o pisică. Deci fix ca o pisică. Hai că trebuie să le iau în brațe. Nu știm ce pune la cale. Măi, motane, măi. Zi-i repede, ce mai te zici? Nu mai am nimic de spus. Amestec aici, vă arăt imediat. Amestec, amestec, amestec. Vine, 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 vine. Gugule. Vrei să-l punem și pe el să amesteci acolo, mă? Da, hai. Hai, tata, hai să amesteci și tu. Hai. Așa. Uite, mă, cum amestecă ei, mă, pe mână, mă. Așa, tata. Fără mânuțe, deocamdată. Noel, vrei să învăț să faci bicicleta? Oh, Doamne, așa. Wow, ce încântat e! Îți place, mama? Facem ceva bun aici. Niam, niam. Cineva se face asta, șef? Nu băgă mânuța, că e ou crud aici, mama. Dacă era ceva ce puteai să mănânci așa, îți dădea mami voie să bagi mâna. Bravo! Acum trebuie să le punem la foc, mami. Facem mami pancakes pentru Noel. Miami, miami. Da? O, ce bine arată. Wow! E fascinat. Deci pentru el o să le fac mai micuțe. O foc puțin mai încet. Cred că o să-i fac undeva la 3 bucăți. Oricum nu o să le mănânce pe toate. Că nu mănâncă atât de mult. Dar ca să aibă material, cum s-ar spune. Cam 2-3 minute pe fiecare parte. În momentul în care o să înceapă să fac niște bule de aer deasupra, înseamnă că le pot întoarce. Deci astea sunt ale lui. Și le va servi ca atare, fără sosuri, fără fructe deasupra, pentru că e prima dată când mănâncă. Probabil că dacă o să-i placă, o să fie un mare succes, un mare hit, cum s-ar spune. O să refacem rețeta și o să-i dăm și cu fructe de pădure. Deocamdată n-am introdus fructele de pădure în dieta lui și mi-e puțin teamă. Și așa arată. Asta este prima pe care am pus-o și deja s-a făcut. Urmează să le întorc și pe celelalte și să continui cu pancakes-urile noastre care o să fie mai mari. Ce faci acum? Acum o fac pentru noi. Arată ca un burger. Ca o carne de burger. Da. Așa arată cele pe care le-a făcut pentru Noel. Urmează să se răcească. Între timp, el își face
piața, se joacă, băi, tată. Atâta timp când nu te uiți pe aici pe chestii, e ok. Vă ziceam că sunt bune de întors în momentul în care apar niște bule de aer, vedeți? Este perfectă pentru momentul de întoarcere. O să fie interesant pentru că asta e foarte mare, nu știu cum o să întorc, dar mă descurc. Am pus ultima clătită, au ieșit două mari, trei mici și cu a treia din tigaie. Deci eu zic că pentru trei persoane e mai mult decât suficient. Eu ca să notam la dosare cu șina al internetului că am desfăcut dopul de la sirupul de arțari cu acest instrument. Care nu e ok, franceză, din câte știu eu. E un clește. Cred că e un clește papagal, are o denumire, ceva de genul, care... Scrieți-mi în comentariu. Și acum a venit momentul preferat al meu, când decorăm un pic ce-am gătit. Pe ale lui Noel le lăsăm așa, dar o să punem pe ale noastre. Puțin sirop de arțar. Și... afine. Da, mami, o să ai voie și tu afine într-un... la un moment dat. Voi zici într-un... Da, într-o lună, da. Nu știu, trebuie să începem să-i dăm și lui fructe de pădure, dar trebuie să le luăm așa pe, cum îi zice, câte una la 3 zile, ceva de genul ăsta, așa se dă când se introduc alimente noi. Și așa arată. O să degustăm imediat și vă spunem cum ni se par. Vă dați seama că eu o să spun că-s bune, că-s făcute de mine, dar o să vedem reacția lui Noel și ce o să spună domnul Sot. Vă dați seama că și eu o să spun că-s bune, că altfel mă dai afară din casă. Ce ai, trebuie să fii sincer. Hai să vedem. Da, am făcut thumbnail-ul și fix în thumbnail Noel s-a înfipt cu mâna în pancakes, în clătite americane și a început să le mănânce. Cum e tata? Spune că e bun, că după aia se păi face dacă standard. Nu era bun, nu mânca, nu mai duce așa două ore la gură. Așa, tati, mănâncă, mănâncă, după aia se ceartă cu noi, mami, nu e bine. E bun, mamă, îți place? Miam, miam? Miam, miam. Cum o cântărește? Îi place. Pe scurt, o rețetă rapidă, baby friendly, acum o să gustăm și ne să vedem cum este. Dacă și este și adult friendly. Hai mă, nu mai fi așa de răutăcios, normal că e bună. Hai să vedem. Să iau aici o furculiță. Gust eu prima sau tu? Normal că tu. Ia uite ce frumos. Ia uite aici. Ia uite mă cum bagă mânuțele. Lasă că bagă mânuțe, pe de-aia am făcut. Doamne. Deci cam așa arată. Cred că vreau să iau fără maple syrup, de-aia am luat... Mamă, ce bună e! Deci care era codul ăla pe care trebuie să-l introducă oamenii în zona de voucher din Bringo? Concurs 2022. Cumpărături de minimum? De minim 149 de lei pe Bringo. O să vă las link în descrierea clipului direct către aplicația Bringo. Și succes la făcutul rețetei! Să ne scrieți în comentarii dacă v-a ieșit și cum mi s-a părut. Ați văzut. Dacă nu aveți ingredientele, pac, pac, pe Bringo, vine. Exact. Domnul Sot? Da, hai să vedem. Îți dau fără sirop de arțar, ca să vezi ce gust are așa. Ce ți se pare că seamănă? Banana bread. E super bun, vezi, n-ai. Banana, n-ai când îți dai griji când unul dintre ingrediente este banana. Da, așa, mai muțică? Face bănânța la muțică. Ce bun, îi place. Eu cred că am tras lozul câștigător cu rețeta asta, nu mai clasă castronul ăsta, mamie, poftim. Da, vreau să-l dau acum, pe așa. Acolo, de deasupra, da. Și cu fructe. Uuu, vin avionul! Am lăsat afine, ce bune. Să zic că e foarte bine. Mă, ce-a făcut asta? Aici! Mănâncă cu amândouă mâinile. E bun, mama, îți place? Hai, mă, că sunt pricepută. Stai, mănânc și eu de rel. Miam, miam. Da, da, da. Iubirea mea. E așa mănâncă, să știți, descoperă mai întâi cu mâinile. Am citit într-o carte că copiii care încep să mănânce diversificat trebuie lăsat să descopere mâncarea cu mâinile. Totul la ei se descoperă cu mâinile, după care mănâncă și practic introduc mâncarea în guriță. De asta eu îl las tot timpul pe el, să bage mâna în orice, îl las. Nu o să mai fie niciodată așa de mic, adică e o perioadă scurtă în care face haos.
Mmm, ce bun e! House de tipul ăsta, pe măsoare da. Ce crești, o să facă house de alte tipuri, nu-i așa? Da. Ce se chinui! Așa iubirea mea. Domnule, cât de amuzant e. Mmm, e bun, mama, îți place? În sens să crezi că suntem părinți și că facem chestia asta și când ne uităm la ființa asta care este copilul nostru în timp ce mănâncă clătite americane pentru copii? Deci eu sunt super happy, aveam emoții că nu o să-i placă, dar uite că... E mâncăcios ca taxul. Și faptul că îl las să exploreze, adică n-am nicio problemă, că se murdărește, că se... Nu, nu contează. Doamne, că de dupe. Cadrele astea stau, adică aceia dintre voi care au ajuns până în punctul ăsta al vlogului sunt foarte câștigați, adică au plecat de aici. Mami, ce bun e. Cu super, super reward, ca să o dau pe englezisme. Super recompensă, ca să o dau pe românește. E foarte bun. Mișto rău în combinație cu afine. Abia aștept să îi dăm și lui. Neam. Păi, distinși consumatori de vloguri în scene, putem concluziona că ăsta a fost vlogul de astăzi. Abonați-vă dacă nu v-ați abonat deja, pentru că vin vlogurile din vacanță. Da, abia aștept. Voi în timp ce vedeți vlogul ăsta, noi deja am ajuns, nu? O, da. Suntem acolo! Haide, ia cu banana, bai. Păi, dar tu cât crezi că mănâncă, mă, el? Doamne, cât de dulce ești, mă, te mănânc. Facem mânca de motănesc? Așa! Chiar dacă este la dietă, trebuie să primească și ea ceva. Sasha, hai la tata, vino la tata, hai! Hai la tata, haide, vino la tata, ia o afină, hai! Așa e, iubirea mea. Hai, acum du-te pe canapea.